Pe parcursul lunii iunie, inspectorii DSVS Buzău au efectuat controale și verificări la obiective supuse controlului pentru siguranța alimentelor, fiind controlați 337 operatori economici pe întreg lanțul de la producție la comercializare. În urma controalelor efectuate, au fost constatate neconformități, precum lipsa verificării stării de sănătate, neefectuarea acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, lipsa monitorizării temperaturii din spațiile frigorifice, deficiențe de depozitare și manipulare a produselor alimentare, deficiențe structurale, buletine de analize neconforme la apă și teste de sanitație cu rezultat nesatisfăcător. Potrivit Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, urmarea acestor neconformități au fost aplicate 14 amenzi contravenționale, în valoare totală de 44.200 lei și 18 avertizmente. Totodată au fost aplicate două ordonanțe de suspendare a activității. Una dintre ele a vizat o piață agroalimentară. O piață agroalimentară din județ s-a suspendat activitatea la momentul respectiv, deoarece nu erau respectate fluxurile, să spunem, și condițiile de igienă. A fost sancționată contravențional și s-a suspendat activitatea. La această dată, piața a remediat, adică administratorul pieței, respectiv primăria, a remediat neconformitățile și își desfășoară activitatea. Era vorba despre o zonă de lactate la nivelul acelei pieți. Totodată, inspectorii au mai suspendat activitatea în luna iunie la un restaurant unde s-au constatat rezultate microbiologice neconforme ale apei potabile și la testele de sanitație. În ceea ce privește bufetul respectiv, este vorba despre restaurantul la nivelul căruia a avut loc toxinfecția alimentară în luna trecută, unde în urma recoltării probelor de către colegii din cadrul DSP Buzău, în cadrul anchetei lor epidemiologice, are și faptul că atât apa pe care o foloseau ei să se spele pe mâini pentru a prepara diverse preparate culinare, ciorbe și așa mai departe, da, nu era microbiologic, nu îndeplinea criteriile microbiologice. Și testele de sanitație recoltate de pe blaturi, de pe mâinile personalului, tot la fel au ieșit cu niște bacterii pe ele, fapt pentru care la momentul respectiv s-a dispus măsura suspendării activității. Totodată, inspectorii sanitari au prelevat 58 probe de produse alimentare pentru determinarea conformității acestora cu prevederile legale în vigoare. În urma analizelor de laborator, nu au fost înregistrate probe cu rezultat neconform.